Vreau să dedic această înregistrare regelui Manase, în Vechiul Testament, care a nesocotit pe Domnul, a făcut ce este rău, Dumnezeu l-a pedepsit, l-a făcut rob și apoi l-a adus iar în țara sa pe tron și atunci regele Manase s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu. Asta e ultima carte în Biblia ortodoxă și catolică, cele care au pus cărți necanonice. Mai mult spune în Psalmi și pe Iov, spune cât de adânci sunt gândurile tale, Doamne, și spune în Psalmul 40, Cornilescu, cât de multe și de minunate sunt planurile tale pentru mine, Doamne. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare să le povestesc. Adică să le pot povesti eu, ca vietor. Îți spune-mi, azi m-am pocăit, nu mai sunt robul minții mele, nu mă mai închin la mintea mea și nu mai am idol din mintea mea. Mi-am dat seama că sunt doar țărână. Și am auzit astăzi un trăsnet, trăsnetul lui Dumnezeu. Ăla l-am auzit și să știi că eu sunt trăsnea din cartea lui Ion Creangă. Trăsnea s-a dus la școală, zice, eu nu pot să învăț așa ceva. S-a plecat acasă și eu, Creangă, nu mai știu de el, că s-a dus în satul lui, trăsnea. Ce s-a fi întâmplat? Eu zic că a fost bine de el. Măcar după aia Dumnezeu i-a amintit de teologie și poate a mers pe calea mântuirii, poate cine știe. Și oricum era un om drept, era un om corect. Unul din puținii oameni care, ăsta, Ion Creangă, nu i-o judeca. Uite ce zice aici. M-a scris o poezie, Firida. Are ca subtitlu Cărălui Trăsnet. Deci cu dublu V și cu tâmic. Sunt trei părți. Unul roman. Iar capitanul a spus și ai să te scufunzi în noapte. Doi roman. Iisus e emisfera dreaptă. Duhul Sfânt e emisfera stângă. Iar Dumnezeu întreaga minte. Trei roman. O firidă e o cameră interioară, ușor alungită, asemenea unui coridor interior, ori interiorului deschis al unei case, vile, romane. 14 mai 2022, AD, ale Hristos.